Majoritatea oamenilor vor să aibă o viață lungă, dar nimeni nu vrea să fie bătrân. Această contradicție ne arată că nu este vorba despre durata vieții în sine, ci și despre starea de sănătate. Deși nu există o rețetă magică, există mai multe obiceiuri și acțiuni care te ajută să amâni îmbătrânirea. Experții ne reamintesc că o parte din îmbătrânirea umană este mediată de variabile genetice. Fără a nega importanța genelor în îmbătrânirea organismului, știm deja stilul de viață. Joacă un rol care este adesea subestimat. Mentalitatea se referă la felul în care gândești, simți și acționezi. Gândurile, sentimentele și acțiunile pozitive au un impact ridicat asupra bunăstării fizice. Acestea influențează stima de sine și realizările personale. În plus, o mentalitate orientată spre bună dispoziție, este un mediator al obiceiurilor, precum cititul, practicarea unui hobby sau învățarea unei noi limbi. Există dovezi ce arată că schimbarea nutriției este esențială pentru a preveni dezvoltarea bolilor, a crește longevitatea, a spări bunăstarea și a promova îmbătrânirea sănătoasă. Prin urmare, dieta este unul dintre pilonii care te ajută să amâni îmbătrânirea. Totul începe cu eliminarea alimentelor nesănătoase. Acestea includ mai presus de toate zahărul. De asemenea, trebuie evitați carbohidrații simpli și alimentele procesate. Pariază pe o dietă bogată în legume, fructe, nuci, cereale, pește și grăsimi nesaturate. Relatează doza de sănătate pungro.